Mamă, ce stadion mare! Mamă, de-abia aștept să dau un SEO. Și să vin cu transformarea. 24 septembrie 2021 va fi o nouă zi care va intra în istoria clubului Steaua București. Vineri de la ora 12, echipa de rugby Steaua va susține primul meci oficial pe noua arenă, în compania celor de la Universitatea Cluj. Ne bucurăm că avem șansa și ocazia să jucăm pe această arenă. E un lucru minunat. Așteptăm ca suporterii să vină să ne susțină în număr cât mai mare. Și de ce nu, să vadă un meci foarte frumos. Ce spui de condițiile oferite de acest stadion? Când am jucat în străinătate, am mai văzut asemenea condiții. Ce sentiment încearcă când pășești pe un stadion precum acesta? Ca orice jucător, e o bucurie imensă să joci pe această arenă. Ai emoții înainte de meciul de vineri? Nu, n-aș avea de ce să am emoții, că mă antrenez pentru asta și totul decurge bine. Elevii lui Dănuț Dumbrava rămân concentrați pe obiectivul sezonului în Superliga Națională de Rugby. Inaugurăm acest stadion, vom fi emoționați, dar în același timp vom avea plăcerea și onoarea de a fi într-adevăr sportivi mari. Poate Steaua să meargă până la cap în acest sezon, să cucerească titlul? Avem tot ce ne trebuie la ora actuală pentru a ne deplini acest obiectiv și de a deveni campionii României. Facem tot ce ne stă în putință și eu zic că da, într-adevăr, o să fim campioni. Biletele pentru acest joc se vând de miercuri și până vineri la caseria stadionului Steaua, iar abonamentele de la fotbal sunt valabile și la meciul de rugby. Partida dintre Steaua și Universitatea Cluj din etapa a 10-a Superligii Naționale de Rugby va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube Steaua TV.